Bună ziua, dragi urmăritori! Astăzi ne aflăm în orașul Caracal. De data aceasta mergem la domnul Gabriel și la doamna Marinela. Copiii au pus la cale această surpriză, apelând la echipa noastră, surprize neașteptate Caracal. Haideți să vedem ce reacție vor avea la o asemenea surpriză. Haideți cu noi! Domnul Gabriel! Domnul Gabriel! Să trăiți! Să trăiți, domnul Gabriel. Să rămână doamna Marinela, nu? Da. Aveți o surpriză. Cineva dragul iubește foarte mult. Și v-a trimis un tort, o șampanie, un buchet de flori. Da, și eu ca a fost ziua dumneavoastră. O ține de asta tot. O ține de asta noi. Ia flori, da? Melodia. Părisca la mine, nu mai vă doam de la mine. Mama mea, rămâi viața mea. Ne-aș putea scumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare. Aș pune la
Gabriel, doamna Marinela, avem un mesaj pentru dumneavoastră. La mulți ani frumoși și fericiți, tati și mami, vă dorim o viață lungă și fericită alături de noi și de nepoții voștri, de toți și de toți cei dragi. Vă iubim mult și vă mulțumim că ați fost mereu alături de noi și că v-ați crescut nepoții cu iubire și cu multă dragoste. Vă iubim mult și sper să vă bucurați de tot ce este mai frumos pe lume. Cu drag, Luci, Iza, Nicolas și Anais. Copiii v-au făcut această surpriză și vă transmite mesajul Te iubesc. Și noi iubim. Și noi, întreaga echipă, vă dorim multă sănătate alături de familie și toate cele bune. Ne bucurăm că v-a plăcut surpriza noastră, s-au văzut pe echipurile dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de data aceasta la surpriza lui domnul Gabriel și doamna Marinela. Vă așteptăm și data viitoare să ne urmăriți, să ne încurajați cu un like și dacă vreți să faceți o surpriză de neuitat, apelați la echipa noastră să fie din așteptat de Caracal. Vă dorim o zi minunată și sărbători fericite! La revedere! Pa, pa! Mulțumim frumos!